Așa. Nu, așa a fost. Da, a fost. Eu zic, să începem așa. Așa tot a fost. Da, a fost, a fost. Precis, așa. Da. Nu, așa au făcut alte echipe și au zburat chiar în semifinală. Oameni buni, eu zic, să începem cu un cântec patriotic. Petrică, suntem în secolul 21. Ce fel de cântec? Latinii n-am auzit să-mi spun cum să facem TVC. Negătind la criza economică din țară și la lipsa sponsorilor, la cutremurul care trebuia să ne cutremure, la sfârșitul lumii care se amână până în 2056, ce ai spus? Se amână sfârșitul lumii! Ce-i cu tine? Cum se amână? Când scăp de armată, însurătoare și de alimente. Și ți-ai dat în frate? Da, noi suntem gata să atacăm! Microbii școlari atacăm! O grupă caragiale au dat o definiție nouă despre pauză mare. Vă rog să vizionați! Așa, copchii, totața-i națiunii. Și iași pauză, bă! Ia-ne tu, Brânzescu. Brânzescu? Ia spune și iași pauza. Eu pot să vă spun din punct de vedere matematic. Dar ți-o odată că ești pocnesc, amuș. Pauza iași? Dar nu iași, bă, că nu e un lucru mare, ți-o odată. Pauza iași, unitate de timp, băgată între două unități de lecție. Domn profesor! Eu tot așa spun. Copchil ni nu ne dat ni de la Dumnezeu. Stai jos, Brânzescu, ca să te bagă muș între două bifidași. Când ne bagă el, te și vede. Până toți, poate? Dar și ne târzi, Măgărescu. Profesor, a fost tata cu el și cu palmul la medic. A fost la medic și cu loc, dacă au crezut de palmul lor el, cu trei salon. Și nu-ți spun pe nume, amuș. Și ești și ești. Vedeți, domnule profesor, cum eu nu sunt binevenit în clasa aceasta. Bine pălite, treci la loc. Așa, copchii ninuni, să trecem la hramatică. Și iași pauza mea ca parte de vorghiri. Ia-mă tu, Măhărescu. Profesor, pauza îi substantivă. Lojic, dar numește jenul. Jenul, o pauză, două pauză. Ai mai vrea tu două pauză la rând. Așa, Măhărescu, am iat din exemple de jenul neutru, care nu-i nici pauză, dar nici lecție. Mai faci tatăl procuror? Judecă lumea! Lasă-o judeci! Așa, copchii, și mai iași pauza și nimeni mai spune. Tu, Polnescu, pauza este legea atracției universale. Logic explică. Ne atrage pe toți afară să răcorim creierul. Și să răcoriți? Creierul! Și să răcoriți? Creierul! Care creier, băi? Că nici nu-l aveți! Să-l avut! Aveți să-l vă!
nu mă nervă. Și mai ia și pauza și nimeni mai spune. Eu. Fufulescu, ia scaltic ce are. Fufulescu, domn profesor. Fufulescu, deodată. Interjecție. Da și ia și interjecția. Interjecția este partea de vorbire ce exprimă sentimente și dureri umane. Logic, da și ți-o dat voie să te așez. Scoală-te așa-ți. Așa, copchii, i-am dat voi ni exemple de interjecție. Tot, Țețescu. Exprimă fidelitate. Oho! Exprimă infidelitate. Exprimă nemulțumire. Durere! Doamna profesor, eu tot așa spun. Spui, dar n-ai. Să-i dă și față să-ți cumpere. Așa, copchii, și interjectați voi că sunt la recreație. Ura! Dacă sunt la adunare. Ura! Dacă sunt la lecții. Ura! Ha, v-am prins. Așa, copchii, o sunat marș la lecții binevoinilor. Să nu vă văd. Recreația